călărășenii pot practica anotul la bazinul inginer Daniel Ștefan Drăgulin într-un mediu sigur pentru orice vârstă. Bazinul este deschis de luni până sâmbătă, iar un abonament începe de la 100 de lei pentru elevi și studenți, respectiv 200 de lei pentru adulți. Care sunt beneficiile anotului? Beneficiile anotului sunt atât fizice, cât și mentale, cât și sociale. Beneficiile fizice este că activitatea în apă dă o stare de bine, dezvoltă foarte frumos organismul copilului, mai ales când organismul este în creștere, stimulează musculatura, dezvoltă capacitatea respiratorie și celelalte grupe musculare care sunt puse în mișcare. De la ce vârstă este indicat să aducem copilașii la not? Vârsta poate să fie foarte mică, de la 3 ani, eu am grupe încep cu grupe de 4 ani, 4-5 ani, până la vârstă foarte, am avut chiar și o doamnă pensionară, deci toate categoriile de vârstă. Ce tipuri de înot învață copilul? Sunt 4 procedee, aici se învață 3 procedee, bras, craul față, craul spate. Când pot veni copiii? Când se pot înscrie? Care este procedura? Oricând, dacă doresc părinții să-i aducă, oricând mă găsesc aici în fiecare zi, în momentul când își hotărăsc, luăm legătura și putem stabili un program împreună. Taxa este de 100 de lei abonamentul de intrare la bazin, plus 300 de lei taxa de curs, 10 ședințe. Care ar fi cel mai important sfat pe care l-ați acordat părinților atunci când aleg să aducă copiii la anot? Cel mai important sfat este să-și aducă copiii la anot. Este o activitate foarte frumoasă, benefică pentru sănătatea copilului. Să-i încurajeze, să vină cu încredere copiii. Aici este teama de apă e firească la copil, dar intrând în apă, făcând activitățile specifice, elementele de bază, își înving teama, își întăresc caracterul, deci sfatul este să-i aducă cu încredere pe copii. Faci înot, practic? Cred că un an sau doi. Și ce îți place cel mai mult atunci când ești în apă? Îmi place să înot așa cum am înotat acum. Și când ai început, nu ți-a fost frică de apă? Nu. Practici de mult înotul? Da. De câți ani așa, cu aproximație? De un an. Da. Și ce îți place cel mai mult? Îmi place că mă ajută să devin mai înalt. Mai înalt ai tu, așa, ți-ai pus un obiectiv să fii înalt. Să devin foarte bun la înot. Și când te-ai apucat, nu ți-a fost frică de apă? Nu mi-a fost deloc frică de apă. M-a învățat tata de mic, de la 5 ani, cum să înot. Ce-ți place ție? Cum te simți atunci când înoți? Mă simt bine. Și-mi place faptul că mama a vrut să mă ducă la înot, pentru că îmi place foarte mult la înot, că înotăm și îmi place de domnul nostru profesor, că ne învață bine și frumos. Când ai început tu să înoți, era frică de apă? Un pic așa, pentru că eu când am venit aici știam un pic să înot. Sunt grupa la școala sportivă, un număr destul de mare, sunt copii cu vârste de 7-8 ani până la 11 ani, lucrez cu ei de aproape 2 ani, iar cu alții, cu unii dintre ei, chiar și de la 5 ani, 6 ani lucrez cu ei. Au potențial, ați găsit un talent? Da, să știți că sunt copii cu calități, cu aptitudini pentru această activitate, copil cu calități fizice bune, dornici să lucreze și mă bucur pentru ei că au ales această activitate, acest sport. Participă sportivii la competiții importante? Am participat chiar anul trecut, a fost prima competiție la care am fost invitați la București, la bazinul olimpic de la Otopeni, o invitație la o activitate de caritate și
ne-am descurcat destul de bine, au fost și ei puțin emoționați pentru prima dată, dar eu zic că ne-am descurcat foarte bine. Și ce se anunță în viitor? Da, încercăm acum să... Totul depinde de autorități, de inspectoratul școlar, trebuie să ne înscriem la federație și vedem pe viitor ce va fi.